Din câte știu, dumneavoastră intenționați să contestați proiectul de lege la Curtea Constituțională. Și o să vă întreb care ar fi principalele nemulțumiri ale dumneavoastră și principalele obiecții pe care le-ați adus. Când v-ați spus că, iată, guvernul pune în practică regulamentul din 2003 al Comisiei Europene, regionalizare, descentralizare, nu are practic, niciun... Ne... Nu, din punctul nostru de vedere, e un simplu exercițiu de imagine al USL-ului. Acum, pe cântecul ăsta de lebădă, cât ori mai exista ei, ca să încheie ci perioada asta de tandrețuri în glorie, gândind că dacă nu au făcut, nu au reușit să modifice Constituția, trebuia să iasă cu ceva. Și mai hai să facem și noi ceva, să nu zică lumea că am venit la guvernare și n-am făcut chiar nimic decât am pus taxe și impozite. Uite, venim cu descentralizarea asta, care o plitocesc ei de când o plitocesc și au reușit să iasă cu ea cu pe, în spațiu public. Noi le-am spus de la început că, fraților, dacă tot vreți să așezăm sau să reașezăm statul român pe alte principii și coordonate, hai să modificăm Constituția. Aveți 70%, v-ați angajat în fața electoratului că principalul vostru obiectiv politic al mandatului este modificarea Constituției, da? După care urmau toate celelalte etape. Regionalizare, decentralizare și tot ce înseamnă. S-au început ca și badea una la care vrea să facă și la agricultură și așează căruța înaintea boilor. Cam așa au început ei acum. Au realizat că nu pot să facă să modifice Constituția României. Și dacă nu poți să modifici Constituția României, deși ai 70% și este inexplicabil, nu poți să faci regionalizare. Dacă nu poți să faci regionalizare, nu poți să faci descentralizare. Și au zis, domnule, stai așa un pic, că mulți văd puțin pricep. Descentralizarea putem să o facem. N-au venit ăștia cu legea 4 din 2006. Păi noi am venit cu legea 4 din 2006, dar noi am venit cu, și cu proiectele pilot pe cele două județe, cu implementare, să vedem ce se întâmplă, feedback-ul din teritoriu și noi ne-am oprit pentru că noi am fost oameni raționali și am realizat că nu poți să pui statul de drept să-l faci strâmb. Nu poți să te apuci de descentralizare, de regionalizare dacă nu, dacă nu cu Biblia, modificarea Constituției. E un exercițiu de imagine, vor să o joace electoral, e o presiune formidabilă a baronilor locali. Să fie numai presiunea baronilor locali. Da, pentru că, gândiți-vă, vine europarlamentare peste câteva luni, vin prezidențiale. Cu ce le dai lor? Nu le dai decât taxe și impozite. Gândiți-vă că sunt în teritoriu. Le dăm niște angajați. Ce angajați? Le dați din... 14.000 de angajați, 2.000 de clădiri pe care acolo, să administreze. Da? Pentru că, vedeți, principiile astea ale descentralizării nu au fost duse până la capăt. A fost un fel de negociere ca la târg, așa, ca la iar Maroc. Mai dai tu, mai las eu. Au venit. Uitați-vă că au 580 de amendamente. Ale lor? 580 de amendamente ale lor, pe dacă ar fi intrat în plen, în dezbatere, în Parlament, vă spun eu că era făcută harcea parce. Stați puțin că există 500, nu numai 500 și, dar 580 sunt cele 1000 și ale domnului deputat. Nu, sunt 580 de amendamente pe care le-au acceptat. Ei le-au acceptat. 598. Domnule, sunt 500 de amendamente, 580 de amendamente pe care le-au acceptat ei la legea asta pe care și-au angajat ei răspundea din partea parlamentarilor proprii. Păi vă gândesc ce înseamnă dacă ar fi intrat în plen, ce ar fi fost acolo, harcea pace o făceau. E, din punctul ăsta de vedere, eu îl înțeleg pe Victor Ponta, el vrea stat modern, vrea, dar nu prea știe cum să învârtă politica asta și economia. Vorba tatălui meu zice... Tata zice, ăștia învăt politica cum învăte porcul dovleacul. Cam așa, când nu știe de unde să-l apuce.